Foresta Suceava a dominat prima repriză, dar nu a reușit să-și creeze ocazii importante de a marca. Galben-verzii au fost mult mai periculoși în partea a doua a meciului. Celadnic, Aioanei și Artenie au avut șanse mari de a deschide scorul, dar de fiecare dată s-a opus portarul gazdelor, Puianu. Contrar cursului jocului, Bucovina Rădăuți avea să câștige întâlnirea și să se califice în turul 4 al Cupei României. În minutul 90+1, Daniel Boran a executat o lovitură liberă de pe partea stângă până la Vișinar. Acesta a recentrat în mijlocul careului, de unde Vitu a împins mingea în plasă. În primul rând mulțumim spectatorilor, mulțumim că am avut cam rar tribuna așa de plină și cu ocazia asta vreau să mulțumesc. Sper că pentru următorul meci o să fie și mai plină, că obligat va fi o echipă de Liga 2. Și mulțumim băieților, s-au străduit, într-adevăr, un pic obosiți, nu știu, mi s-a părut mie, totuși, față de jocul din campionat, care am jucat acum sâmbătă trecută. Vreau în continuare să mergem mai departe, să luăm cupa, adică nu știu dacă o mai ajungem noi, dar cel puțin să jucăm cu Liga 2, chiar posibil să ajungi și la Liga 1, să faci un meci bun și cam atât. În campionat, bineînțeles, vreau să avem sâmbătă la Târgu Secuiesc, între care sper să facem o figură bună, să venim cu 3 puncte și în rest mulțumim mult spectatorilor, mulțumim jucătorilor, în primul rând, că s-au dăruit. Echipa, eu zic că va fi și mai bună. Sunt mulți străini care s-au mai făcut transferul, s-au mai făcut nu știu ce și va fi un... cu timpul s-a închegat echipa mult mai bine și vor face un joc mult mai bun. Este Rădăuți o echipă care se poate bate la promovare? Nu mă pot pronunța chiar așa. Într-adevăr, obiectivul nostru este primele 3 locuri. Dar... fii sigur că dacă vom fi și acolo în față, nu ne-am dat deoparte. Da, într-adevăr, nu mergi cu încărcătură pentru că sunt două echipe din Suceava și atunci orgolele au fost destul de mari. Dar, ce să zic, așa e, păcat. Păcat pentru că Județul Suceava nu este o echipă de cel puțin de Liga 2. Asta e, suntem aici două echipe de Liga 3, sperăm măcar una să ajungă în Liga 2. Vitu v-a adus a doua calificare. Da. Sigur, Vasile este într-o formă bună, este capitanul echipei, ne dăm foarte multă încredere și mă bucur foarte mult pentru el, pentru că marchează. În primul rând, țin să felicit echipa din Rădăuți pentru victorie. Pe total, eu zic că am controlat jocul cu absențele care le-am avut. 3-4 jucători de bază care astăzi n-au putut juca. Bine că aceasta nu este o scuză. Eu zic că pe total am controlat jocul. Cine a greșit, a plătit. Jucătorii veniți noi la echipa noastră și-au dorit, cum se spune, au vrut, au și jucat cei străini. Nu, eu aici vorbesc de echipa noastră Foresta, pe care eu zic că o să o vedeți altfel în următoarele etape. V-am mai spus, am avut 3-4 absențe, ei vor intra de la meciul de sâmbătă cu Fălticeniu și va fi altă față a echipei Foresta. Eu zic că pe total a fost un joc frumos. Două echipe, zic eu, bune al campionatului Ligii a treia. Sperăm în continuare să cu prima etapă din campionat să începem cu dreptul, să învingem sâmbătă și să continuăm în continuare cu victorii. Într-un alt meci disputat miercuri în turul 3 al Cupei României, Viitorul Liteni a pierdut pe teren propriu în fața divizionarei a 3-a Știința Miroslava cu scorul de 0-4, 0-1 la pauză.